Sănătate! Pentru că veni și noi așa de la oraș și abar n-avem cum să crește o turmă de oi, cu ce se hrănește și ce înseamnă să fii, să fii așa ceva. Uite, da. Pe Remus, cunoștința noastră mai veche, ne-a adus aminte de niște seri petrecute. Da. La munte, la Căprăreasa. La Căprăreasa. E, mai e până să urce oile la munte. Acum avem... turmele la șes, într-un șes. Acum la șes, deocamdată așteptăm să vină Paștele ăsta. Trecem într-o perioadă mai grea cu iarna asta, că nu știm cu timpul în ce parte să o mai dăm. Da. Când e iarnă, când e primăvară, momentan oile pe stabulații. Da. Se apropie Paștele și trebuie furajate un pic mai intens, așa, cel puțin miei. Acum încă văd acolo au... boabe. Da. Nu mai boabe, fână, am văzut. Boabe, lucernă, în mod special pentru mine, că acum deja trebuie să-i formăm și avem lotul care trebuie să meargă pentru abatorizare. În rest, furaje concentrate și cu boabe, de regulă. Remus Ciobănaș cu câte sute de oi? Ciobănaș cu vreo 300. Vreo 300, de vorba cântecului, nu? Da. Ciobănaș cu 300 de oi. Vreo 300 de oi. Deci cea mai grea perioadă n-ar fi când ești cu ele la munte? Perioada dintre toamnă și primăvară? Perioada grea e acum cu fătatul, cu miei, până să pune așa pe picioare, până îi forma, până... Deci trebuie să ai cât de cât o producție ca să... Asta presupune multă muncă și toamna și vara cu cositul fânului, pus fânul la fânar, la păstrare. Mai luăm și lucernă, că uite, aveți o căruță cu lucernă și saci cu ce? Saci cu porumb. Cu porumb. Da. E, facem cunoștință, i-a evlat munte Remus atunci, dacă prăreasă, nu? Sunt cai la băiatul care ne ajută. Așa. Deci, cu stea în frunte unul dintre... El se ocupă de transportul furajelor, de transportul lucernei, boabe, tot ce ține de furajarea oi. E de ajuns un om cu un ajutor? Nu l-a stână aici, la... Momentan, pe perioada asta, da, că știți cum se pune problema. Cu munca asta e un pic mai grea, așa, mai... Și nu prea o caută toată lumea. Așa am vrut să te întreb. E mai grea munca cu omul sau cea cu animalul? Na, și cu omul și cu animalul.
De regulă, cu omul e mai greu, pentru că animalul e totuși animal, te înțelege altfel decât omul. Cu omul e mult mai greu. E mai greu. E mai și greu. Omul care vine să cumpere brânză de la oraș, știe el cam câtă muncă să depune pentru un kilogram de brânză, Remus, te întreb, că știu că atâția ani de activitate la munte și... Păi, în parte, foarte mulți oameni știu câtă muncă implică a face brânză și până ajunge să o produci. Câtă muncă implică... Bună-i brânza, bună-i cașul, dar mai bună-i ciobănașul. Da, mai bună-i ciobănașul. Păi, după Paște urcă la munte cam de Sfântul Constantin, așa, nu? Sau? De Sfântul Constantin, dar având în vedere faptul că la noi e o cotă mai mare, deci undeva la 2000 de metri, o să urcăm un pic mai târziu, pentru că, na. Te mai am coborât de la munte și... E în funcție. Ionașcu-i alb... Gerea e alb, așa că mai de așteptat. Știți cum e, domnul Conea, în funcție și de timp, pentru că în momentul în care există căldură și va pleca iarba, putem urca la munte. Dacă nu pleacă iarba și va fi zăpadă, nu poți să pleci. Da. Uite că vorbeai de Paște, că se apropie. Miei sunt în creștere, sunt măricei, așa că dacă sunt se răzumai cu boabe și... Sunt măricuți. Oricum, anul ăsta pentru abatorizare va fi o producție mai mică, pentru că... vor fi foarte mulți de oprit. Deci se va mări efectivul de animale. Având în vedere faptul că e o rasă mai bună asta, încercăm să oprim de la noi. Am uitat să vă întreb cum ce nume au? Radu și Șoimu. Radu e cel din dreapta și Șoimu cel din stânga? Șoimu din dreapta și Radu din stânga. Cel cu stea în frunte. Da. Da. Ia să vedem cum execută comenzile. Ține poarta de ales! Avem oi cu miei mici, un... Uite că am întrerupt de la... Așa, câte, cam câte zile are ăsta? Care? Ăsta mic. Două zile. Aici avem grădinița asta. E grădinița. Gălăgie mare la grădinița aici.
Asta e grupa mică, nu? Da. Să le lăsăm. Au obosit. Ia, te facem cunoștință cu miel de o zi. De o zi, da. Să-i mă capul sus, așa. Stai să-i pui omul așa. O ședință foto, așa. Îi dați un nume așa să rămână al dumneavoastră sau? Nu, nu. Da, dați-i mai bine un pupic așa în butic și după aia mi-l dați și mie. Așa. Nu, că n-am obiceiul să scrie. Da, nu. Așa am și o vacă fătată de o cuminică. Și are un vițel mic. Aveți o vacă cu un vițel. Uite ce imagine frumoasă așa de la țară. Bunica cu un miel de o zi, cai ăștia care sunt niște cai năzdrăvane, așa, oamenii ăștia care lucrează. Da, toată lumea. Asta e viața la țară, sănătate curată. Să trăiești drum bun. Dea Dumnezeu toate cele bune. Du-te, măi. Da, ce că munca l-a creat pom, dar nici Lenea nu l-a distrus. Da? Opa, opa. Abia să ține pe piciorușe și caută mama. E micuț de o zi. Hai, ce faci, micuțule? Opa! Iată dacă îți găsește mămica. Astăzi nu e aici. Abalia aia. Încearcă, dă-ți în codiță, așa, poate. Are nevoie de lăptic. Nu, cred că nu știu ce m-a luat, dacă se împreunară oile cu celelalte. Nu e nici asta mama lui. Aia. Asta e? Aia. Nu lasă. Nu e. Nu e nici asta. Doi care au chef de joacă. Cum se iau cocoșii la sfadă. Iată, abia au două zile și au chef de luptă. Suc la aceeași oaie. Thank you.
Ce urmează, Remus? Că uite, o parte a oilor au servit cina, să zicem așa. În momentul următor o să le dăm drumul la oile cu mii să meargă aici pentru să meargă să mănânce pentru masa de seară și în mod special pentru miei să intre miei la furajare. Ai ales un loc împreună cu cei care te ajută în prundul râului. Pentru că a plouat foarte mult, vremea destul capricioasă, e greu să având te descurci în noroi așa. Având în faptul că a fost vremea atât de capricioasă, am căutat o locație, domnul primar a căutat o locație în care să fie locurile un pic mai tari. Să stea cât de cât pe un sol mai tare, pentru că fiind noroi nu poți să faci absolut nimic. Degeaba furajezi miei, degeaba furajezi oi, noroiul le termin. Deci contează și solul pe care stau până la urmă, ca să dea producție de lapte și... Contează tot. Solul pe care stau, contează, fiind pe stabulație, trebuie să stea pe un sol mai tare, deci să cauți, să eviți noroiul, să fie cât de cât pe soluri mai tare. Da, încă un motiv să credem că munca asta nu e atât de ușoară, că ai 10-15 oi, ieși cu ele la pășunat și cam atât. E da. până la urmă, nu artă, dar e până la urmă o știință. Dacă nu știi, nu cunoști animalul... E o știință mai... Pentru că dacă nu te pricepi la crescutul oilor, trebuie să te apuci de altceva. Dacă altfel... Trebuie să ai cât de cât idee, deci cât de cât idee. Trebuie să te formezi cât de cât, să știi ce îți trebuie și cum îți trebuie pentru animal. Pentru că... Ia să facem pârtie, că uite cine coboară. Trebuie să lăsăm aici taci de boabe, pentru că dimineața trebuie să-i avem la mână și nu buzdolim oile să tot umbeau, beau. Aveți și mie o piatră la roată, domnul. Piatră la roată să strigă. Hai, domnul Cristi. Cristi, pune acolo ceva. Las-o, că e târziu. Domnule, atât. Apasă. Bun. Așa. Ia să văd, sunt în stare să dau și eu un sac de boabe pentru... Avem pe domnul Vali aici la mână ajutor. Am cărat un rucsac de 78 de kg și nu pot să car un sac de boabe. Sigur, domnul Vali, cum să nu? Poftiți, domnul Vali? Așa. Asta implică munca. Și nu mai pui unul? Nu, domnul Vali, lăsați, că nu... Data viitoare, domnul Vali. Data viitoare o să punem doi. Așa. Experiența muntelui spune cuvântul. Mai duc unul. Nu, treceți dumneavoastră la munca dumneavoastră. Ce dulce? Ha! Și pomorul ăsta ca să... Da, ca să fie treaba. Amândoi umeri... 40 de kilograme sau 50? 45. Nu e sigur niciodată! Gata, domnul Vali, ar fi cazul să treceți la munca dumneavoastră. Numai, că îmi pierd eu... Nu, îmi pierd eu... Nu aveți brânză? Nu. Mai apăs mată pe roșu? Da. A venit și domnul primar Viorel Radi. V-aș întreba, domnule primar, pentru că e greu așa să te ocupi și de o localitate care are peste cât? 3.000 de locuitori. Și mai aveți și 300 de oi. Da. Cu cine mai greu să lucrezi? Cu oamenii sau cu... Cel mai greu e cu oamenii, care i-am la fermă. Da, păi am venit aici la dumneavoastră, unde v-ați găsit o nouă locație, pentru că spunea Remus, cel pe care aveți de mult timp așa baci, aici mi-a uscat și influențează foarte mult solul. Da, a plouat foarte mult și unde avem noi saivanul s-a făcut noroi și ne-am mutat aici, e terenul mai nisipos. Am vorbit cu un prieten care ne-a pus la dispoziție o fermă de-a dumnealui, unde a avut o crescătorie de poți. Da. Dar aici e bine și apa aproape și nu se face nimănui pentru că... Acum, din cele discutate cu Remus, cred că au înțeles cei care ne urmăresc, că nu e așa de ușor să fii baci la 300 de oi și aici la 6, că nu mai vorbesc la munte. Da, mai multe, am avut vreo 700 și din cauza... lipse mâinii de lucru. Sigur, da, greu. Muncitorilor, n-am putut să mai ținem, ne-am limitat la acest. Acum vă trebuie să l-am întrebat și pe Remus, să plecăm împreună cu ele la munte? Da. Urcăm așa după Sfântul Constantin, în funcție și de vreme. Da. Mă puneți pe mine, nu. Da. Îl puneți pe Remus în frunte sau în berbec așa și eu cu niște greutăți în spate pe post de măgăruși. Să știți că v-am cărat aici ca să câștigi și o existența vreo 3 sași cu porumb. Da? Da, da. Mi-a zis Remus că nu știu, că nu pot, dar uite că... Rămân dator de ce. Da. Am plecat la Râmnicul Vâlcea.
Da. Aș vrea să mai venim aici, pentru că locatea pe care o păstoriți dumneavoastră are atâtea obiective pe care trebuie să le cunoască și alții. Am mai fost aici, aveți și biserica acela cu dangă de clopot care aruncă, alungă norii. Avem și o biserică... Altă zi, da. Ca să mergem să vedeți, știți și icoana cu trei mâini. Da. Am aici domnul. Și bisericuța cu un loc de Sfinț Peperescu, înțelept Solomon David. Acum vă las, pentru că trebuie să stați de vorbă cu Remus și cu ceilalți și ne vedem cât de curând. Da, oricum, bucurie mare pentru mine că vă găsesc și în mijlocul. Da, am fost anunțat că sunteți aici și am venit și... Ca de obicei, gază foarte primitoare. Mulțumim! Mâncăm totul natural. Nu să ne ducem în piață să cumpărăm de la ce i-a dus din partea elaltă. Noi mâncăm... Da, că de la oi trecem la capre acum, nu? Vecină cu domn primar. Ia să... primarul nostru. Da. Avem un primar de milioane, să ne trăiască. Să vă trăiască și noi pe lângă. Gândeam noi că în comuna Bunești, apă potabilă, canalizări, asfalturi pe toate ulițele, avem primar să ne trăiască. Haideți să vedem... Capițele mele. Au și iezi? Încă nu. Dar văd că avem și găini. Am și găini, sunt bogată de... Păi aici la țară ce să faci, că dacă nu te deogospodărești... Unde sunt caprițele? Nu ne place. Aveți să mâncăm. Lamtea de Crăciun. Lamtea de Crăciun, acum îl crește. Acum trebuie să cumpărăm. Iată căprele. Ia la mama, nea. Nea la mama, nea. Le știți așa după nume? Sunt sau? Gestante. Gestante. Avem bunica, avem Iancu, avem Vasile. Țapii sunt în partea. Da. I-am separat. N-aveți un țapi spășitor? Să dați vina pe unul așa, că e vinovat de toate. Nu, 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 nu. Da. Care brânză vă place mai mult, cea de capră sau de oaie? Și una așa. Și una așa. Da, să știți. Faceți schimb cu domn primar, luați de la... Mai bună și mai bună, mai recomandată, să știți că tot de capră. Tot de capră. Păi, aveți și brânză de capră? Vreți să o gustați? Neapărat. Mă duc să închid poarta. Da, și eu mai stau de vorbă cu... Mai stați un pic cu caprele de vorbă. Mă ies, mă, să vine și ne mănâncă căței. Mă cam latră câinele, da. Nu știam eu. Când așa am găsit eu o păcoloșă mamăricuță la țară. Da, nu e timpul pierdut. Mai venim, că mai venim pe aici. Ia, tăiați dumneavoastră, rup eu. Da, uite, eu, să o doamnă cu bujorii în obrăjori, ce ne crește, oi și capre, mănâncă brânză și bea lapte. Ce marfă! Asta e marfă. Mulțumesc mult, sănătate multă. Vă mulțumim și toate cele bune. Vă mulțumim și să mai treceți pe la noi, că noi suntem oameni gospodari. Și noi venim cu burta goală. Nu. Ca să o punem la cale. Nu cu burta goală. Ne aduceți câte o veste bună și noi vă dăm câte o bucățică de brânză, de capră. Ia să o punem noi în soare, așa. De... aur, nu altceva, aur alb. Aur. Toate cele bune, sănătate, să rămână. Vă mulțumim și... La masă nu vorbim.
Vrem să fac acum ceea ce vi se facă fetele în această zi, în această perioadă anului. Cu zăpada asta curată, am să-mi frec mâinile și fața, că poate o să mă fac din frumos făt frumos. Sunt Valiconea și sunt și Dragobete. O să caut în această zonă și niște fete pe care să le pup sau să le sărut, că nu e specificat clar. După ce m-am spălat, sper să și mă luminez. De iluminație ocupă soarele, lângă mine doi oameni de-ai locului de pământ. Domnul Bogoslov și Florin de la Florii și Dan, capitan de plai, în plaiul pe care l-a cucerit, și domnul Cătălin, băiat fin, tot din Vlădești. Cu ce ocazie ne-am strâns aici, o să aflați imediat, pentru că am plecat la pupat fete de Dragobete. Domn profesor, cu cine să începem? Cu cititul din carte. Cu cititul. Da, o scurtă introducere așa, pentru că tot dăm la o parte firele și trecem peste Dragobete, când ar trebui să ne oprim, nu știu, dimineața, prânz și seara, ca să povestim, să citim și să învățăm. Un fel de Ion Creangă, povestitorul. Mitologia română. Da, o să citesc puțin din mitologie. Observ una peste alta că Dragobetele se referă la, în primul rând, la activitatea animalelor, de aici pleacă, pentru că și noi suntem toți raționale, totuși, animale. Raționale, da, e adevărat. Spune că făptura mitică ce personifică logodna animalelor și prin extensiune a fetelor și băieților este zânul Dragobete. Da, Dragobete 24 februarie, Dragobete pupă fete, se mai spune pe undeva prin cartea asta, am învățat și noi, să ne spună și domn profesor, că ar fi fost fiul babei Dochia, un fecior foarte atrăgător. De aici, după 24, ci că se leagă și limba la păsări, încep să se adune pe la cuiburi două câte două, adică el și ea, nu pasăre cu pasăre. Și vine primăvara, că e cap de primăvară, nu? De fapt, mitologia română explică mitul acesta este preluat de la păsări. Da. Dragobetele este o pasăre. Zburătoare. Zburătoare, da. Sigur. Și urmărind dansul acesta prenupțial, cum s-ar spune, al păsărilor, l-au preluat și oamenii cu băieții și cu fetele. O introducere în această zi 24 a unui om care este în primul rând om, apoi este și pictor, este și sculptor, este și povestitor, scriitor, nu mai vorbesc, și un stătător. De ce vă leagă locul ăsta de aici? Păi, aici m-am născut. Aici v-ați născut. Vatra părintească, o vatră de care ne ocupăm în ultima perioadă, pentru că Vlădeștiul nu ascunde. Are la vedere multe tradiții, date și obicei, numai că trebuie să le arătăm și altora, domnule Cătălin. Pentru asta am venit. Pentru asta colindăm satul natal, ca să le arătăm tuturor că tradițiile merită să fie duse mai departe. Dacă nu noi, cine? Da. A fost Valentinul cu ale lui, scrisorele, iubițele, show-uri matinale, show-uri nocturne. Noi suntem, și eu mă simt legat de această sărbătoare, că nu e trecută în calendar. Ar trebui poate la școală ca învățătorii, profesorii să le citească în asemenea carte despre zburător. Sigur că au mai scris și alții, înaintașii noștri au scris despre zburătorul, despre... Dar trebuie și trăită, nu mai povestită, că dincolo de 24 s-ar putea să nu mai vorbească nimeni. E, de aici încolo începe, nu? Zburătorul să trăiască, să cânte, să vorbească. Domnule profesor. Gânditor și cititor acum, o pentru poezie. O poezie, da. Pasărea mea. Pasărea mea, unde-ți vei face al cuib? Pădurile au ars din prea multă privire și în cenușa lor aripa ta se va frânge. Pasărea mea, cuibul să-ți faci în nesfârșitele spații, a rămas o lumină doar în inima cântului tău. Vă ziceți cu cântul la pasărea, noroc că avem pasărea Phoenix, pentru că pădurile arse cu privirea devenind cenușe, din cenușe aia se mai naște, a câta oară renaște pasărea Phoenix. Și aici, în această grădină cu chipuri, culori, povești, alb, negru, piatră, lemn, apă și senin deasupra noastră, e o întreagă poveste. O poveste care a început, cum începe orice poveste, cu a fost odată un copil care s-a născut în această vatră, a devenit și prezent și sper să rămână și viitor, și copiii care trec pe aici să aibă, domnule Cătălin, un spațiu unde să adăpostească, unde să creeze și să ducă mai departe creația domnului Bogoslov. Sigur că da, pentru că se vede, vedem cu toții că ne aflăm într-un loc mirific. Vine primăvara,
auziți păsările cum cântă și apoi putem observa lucrările domnului Bogoslov care vor rămâne la fața locului. Așteptăm copii. Da, eu am prins aripi. Adică mi-au crescut aripi, vorba lui Octavian, îmi pare, deși el s-a rugat să nu-i crească aripi. Avem doi zburători aici, două aripi și cu aripile astea probabil că o să văd altfel lumea. Aici avem și o coloană a infinitului, semn că eternitatea rămâne eternitate și s-a născut unde? La țară, nu? Mai dați o pagină, ne mai spuneți ceva legat de rădăcina aici. De mesteceni. Rădăcina, da. Soare, în rădăcina de mesteceni ai pus din har să te ascunzi și ne-ai făcut pe toți pesteceni ca în vis adânc să te scufunzi. Mă iartă, mâine vii la cina întinsă în nemărginitul spațiu, eu voi veni indins cu rădăcina ce-n timp ți-a dat orgoliu și nesațiu. Și de nu-ți place această cină, învață să pui adâncă rădăcina. Da. Sigur că cine are rădăcină devine plimbător, umblător, probabil și zburător așa dintr-un loc în altul, dar e bine să nu uităm de cuib. Și spuneam că în această perioadă păsările își fac cuib, se adună două câte două și e, uite, ca și zburat domnul Bogoslov. Deja s-au făcut primul cuib. Da, s-a făcut primul cuib, dar vedeți că în spate avem aici un portret al domnului Bogoslov, o tristețe a domnului Bogoslov și zburătorul domnului Bogoslov. Și aici un cuib. Asta o ou de cânde, din ce era? E un cuib. Așa arată un cuib. Și asta, de ce spunem așa arată un cuib? Pentru că foarte mulți copii de la oraș habar nu au cum arată un cuib. Și câtă migală, câtă trudă să împletească păsările fir cu fir, rădăcină cu rădăcină, știu, frunză cu frunză, ca să ajungă o operă de artă, așa cum este cuibul acesta, nu? Și numai cu ciocul reușesc să facă. Da. N-au mâini. Aici vor fi depuse două ouă, sper să nu vină cucu. Vă place cucu? Mai are, de, în aprilie. Mai are, da. Ca să ou străin într-un cuib al unui păsări și apoi ți se întâmplă, dar aici vor ieși doi puișori, trei puișori, își vor lua zborul și ei vor deveni zburătoare, nu? Până la urmă. Unde mai zburați, cu gândul sau cu cuvântul? Să-mi dai aripa, nopțile și cerul întreg, toți copacii de pe stradă și un număr de casă, să-mi dai un copil furat din muzeu, o libelulă albastră și un frate de munte, o fereastră spre eternitate, un țărm de inimă, 365 de sentimente, 1001 de zile și nopți în poem, 4 cai albi călărind, 4 cai negri și o umbrelă pe umăr, să-mi dai pușca încărcată cu dor, cizma dreaptă a iadului și cheia marelui tot, să-mi dai liniște noaptea asta, liniștea de a mă locui în firul de iarbă. Da, dați-mi voi să nu să comentez, să trăiesc versul dumneavoastră, pentru că bună împușcătura asta cu cuvinte și rana asta pe care ți-o fac calicele și ele cuvinte și sângere de așa de poezie. Deși unii ar spune, urmărindu-ne acum sau, eu știu, într-o reloare sau ascultându-ne cineva dintr-o altă zonă a acestei localități, mergem puțin spre metropolă, spune, cine mai are nevoie de poezie? Umblați cu cai versi. Ai. Da? Cine mai are nevoie de poezie? Tocmai. Toată lumea ar trebui să aibă nevoie de poezie. Acum cu Facebook, cu astea, nu. Aș pus versurile astea pe o rețea de socializare, să vedeți câte like-uri sau câte... Nu le-am. Poate devin virale versurile astea. O să aibă parte de o lansare apreciere, de apreciere odată cu emiterea acestei emisiuni. A fost lansată cartea? Da. A fost cumpărată 2004. Cartea? Vă întreb, așa știu, dar așa ca să vedeți la ce răspunsuri ajungem. A fost lansată, a fost cumpărată? Da. În câte exemple? 2004. 2004. 500. Da. 500 de exemplare. Ar putea să ne mirăm puțin de numărul mare de... Asta înseamnă și calitatea unei cărți și calitatea unei poezii. De ce poezie și nu ne raportăm neapărat la cea de 24 în această zonă? Și o să spună domnul Cătălin ce are de gând să facă împreună cu domnul Bogoslov aici, pentru că este o zonă foarte umblată, foarte căutată așa, într-un circuit care poate fi pus și o să fie pus pe harta turistică a localității Vlădești, începând cu Arhiepiscopia, cu Priba, cu Fundătura, Lacul Frumos și aici un alt loc frumos, tot așa, mereu dau peste câte o gură de plai și o gură de rai. Aici, în fața acestei expoziții în natură, există un loc pe care a fost casa dumneavoastră. Nu, nu. A fost școala. Școala. Deci casa, vorbesc de școala ca de o casă. Casa unde ați învățat, bun, temerie. E, mă gândesc, domnule Cătălin, că niște bănci acolo, dar nu ca aia de la școală,
nu neapărat de mesteacă, că nu aș vrea să fie tăiat mestecine, că mestecinii sunt... Am plantat. Da, ați plantat aici, dar sunt arborii mei preferați. Dar cei care vin cu bicicleta, cei care vin cu mașina, e aproape Lacul Frumos, Schitul Lacul Frumos, avem și lacul Regina Lacului mai încolo. O tabără de pictură, că avem maestru aici, o tabără de sculptură, maestru e aici. Un club, să zicem, ca să nu dăm peste alții. Club de creație, în aer liber. Se poate cu ajutorul cui, domnule Cătălin? Cu ajutorul nostru, în primul rând. Da. Pentru că dacă... Noi înșine. Lupta cu noi înșine. Sigur că da. Noi... Și ați nimerit foarte bine. Tot lucrăm la o hartă turistică a Vlădeștilor. Iar aici, datorită domnului Bogoslov, vom avea un punct pus pe harta turistică. Clubul de creație, așa cum va fi numit, ne vom gândi să-i dăm o titulatură, unde vom căuta să facem câteva mese din lemn, pentru că suntem în mijlocul naturii. Câteva mese, câteva băncuțe din lemn, unde să vină copiii împreună cu părinții, dacă vor să preia parte din lucrările făcute de domnul Bogoslov, să le inoculăm o mică pictură. O tabără de sculptură, o tabără de pictură, de câteva zile aici. Sigur că da, de ce nu? Pentru că zona e accesibilă și oricum e tranzitată de multă lume. Dar, cu ajutorul nostru, cu ajutorul dumnealui, evident, împreună, facem un punct de atracție. Vedeți, pentru da, trecători. Trecători. Aș vrea să atrag atenția celor care sunt trecători și a drumeților și a călătorilor. Călătoria nu înseamnă numai să ții drumul. Să vezi ce se află și pe marginea drumului, să faci popasuri lungi și dese în drumul ăsta, pentru că, până la urmă, nu ținta contează, contează drumul. Iată că poți să treci din fundătură să cobori în Vlădești. Dar dacă nu tragi cu ochiul pe dreapta și cu ochiul pe stânga, scapă tabăra asta în aer liber. Un detaliu important. Da, detaliile scapă și atunci e bine să avem și niște săgeți indicatoare pentru cei care sunt dezorientați deocamdată. Da, e adevărat. Pas cu pas, vorba unuia, pas cu pas facem întregul. Până se învață, că după aia găsesc exact. Nu mai scăpăm. Vedeți că tot la învățătură ajungem. Educația înainte de toate și educația se face foarte, foarte rapid și foarte frumos în natură, pentru că cei mici sunt foarte legați. Eu știu că de acolo au venit, simt asta. Au fost și ei muguri, au fost și flori, vor deveni și fructe eventual, vor deveni și păsări, vor deveni și lemne și pietre. Toate astea sunt ale noastre și din asta ne tragem. O ședință în Consiliul Local. Sigur, s-a și discutat. S-a și discutat. Da, toată lumea trebuie, de acord. Trebuie mereu. Trebuie insistat, trebuie insistat, da. Sigur, trebuie mișcat. Da. Ce e rău că a discutat. Atâta timp cât mai avem timp, de ce vă spun asta? Pentru că ar trebui să ne considerăm și trebuie să ne considerăm norocoși că mai suntem contemporani cu ciocârlia, cu mierla, cu iepurele. Eu știu, am văzut și cred că au văzut și telespectatorii pelicani pe râul Olt. Da, am văzut, da. Așa. În județul Vâlcea, în Râmnicu Vâlcea. Au venit și lebede. Iată că dacă noi ne-am depărtat de ele, s-ar putea ca să fie un semnal tras de păsări și de animale. Nu ne suntem și nu existăm. Dacă noi nu o să mai fim, nici voi nu o să mai fiți. De aici și zburătorul care pleacă din această emisiune pe cei care încă n-au aripi. Să le crească aripi și să vină aici. Neapărat aripi, aripi, dar pot veni și pe picioare, pot veni și cu mașina. Pentru că toate astea există și de aici trebuie să plecăm și să înțelegem că pentru toate există un început. Evident. Și avem un început bun. Avem un început bun. Cuiul e bătut. Cuiul e bătut. Dar să ne întoarcem la semnificația acestei zile, când fetele pe unde mai găsesc zăpadă se vor spăla cu zăpada pe față de nemai frumoase, băieții îmbrăcați în costume populare, se spune tot în carte, știu și eu de la ei bătrâni, alergau fetele prin pădure, fetele bineînțeles că se împiedicau, culegeau flori, ghiocei, tontoroșei, cocorăi, depinde de zona respectivă. Și apoi era un fel de logodnă, cum se logodește și păsările, că se adună pe la cuibul. Mai da. E preluat de la păsări. De la păsări, cântecul, da. Și dansul păsărilor, așa, a fost copiat de oameni. Da. Nu e bine să te superi în această zi de dragobete, că rămâi supărat toată primăvara. E bine să te ceri, normal. E bine să zâmbești. Zâmbetul ăsta înseamnă optimism. E molipsitor. E molipsitor. Da, mai sunt și alte date intrate și obiceiuri, dar faptul că ne aflăm aici în această zi nu e întâmplătoare, pentru că nu prea ne-am vorbit noi. Unde să mergem, ce să facem, ce întrebări trebuie să punem. E de ajuns să se adune trei oameni cum suntem noi și apoi să simtă fiecare ce înseamnă, iată, ziua asta superbă. Doamne, Doamne, cine hotărăște soarta fiecare zile, dar cred că natura e în capul trebii, știe să-i premieze pe cei care, să le urânduiască, să le urânduiască. Poezie, avem cântece sus, avem aici deocamdată arborii care
Uite, parcă mâine, poimine pleznesc, așa dau în mugur și mugurii dau în frunze. Ce ne mai aduceți de zburător? Ne-am prejmuit tristețea că nu urcăm în cer asemeni și copacii, când le lipsește seva, căzând pe ei acida ploaie de prier, doar ei vor ști să declanșeze greva. Și în frunza lor să compromită sucul din care respirăm atavii după moarte, uitând că omul singur e haiducul ce mută cerul în nesfârșit departe. Ne-am prejmuit tristețea și sub același soare cântăm o aleluia dormind pe infinit și până când vom accepta o condamnare, nu vom ieși din cerul în care ne-am zidit. Rămânem triști, bolnavi, anemici, muți, rămânem în mociri la precumpănitei sorți. E mult prea mare cerul să-l săruți când stăm ascunși după atâtea porți. Jos pălăria, a înțeles domnul Cătălin Mamută, la mine era de mult dată jos, în mai cazul să-mi acopăr tărtecuța. În fața unui asemenea cuvinte și unui asemenea trăieri, unii spun că ar trebui să stai în genunchi, dar e bine să stai drept și să judeci la fel, pentru că, așa cum spune domnul Vocoslov, ne-am zidit într-un cer, da. Uneori noi ne punem singuri lacăte. Și uităm să ieșim din el. Da, uneori singuri ne punem lacăte la ușe și ușile sunt deschise, dar nu ne convin ușile deschise și atunci le pune câte un lacăt. Și ne bolăvim de tristețe. Dar aici nu e tristețe, nici de melancolie, bucurie, pentru că ziua asta, într-adevăr, e un dar venit așa peste noi și peste cei care urmăriți acest material, să nu zic, emisiune. Nu știu dacă se va citi vreo poezia noastră pe la vreo școală, în vreo clasă, nu știu dacă această carte o să ajungă în vreo bibliotecă, dar e bine că noi simțim și trăim. 5 biblioteci. Biblioteci. Ducem mai departe, dar uite că avem un semn sau un semnal. Am auzit că pe aici, pe la dumneavoastră, umblă dragobetele. Da? Ați auzit de dragobete? V-ați întâlnit cu el când erați mai tânăr, acum? Nu? Nu? Uite, a trecut un dragobete, a uitat să pupe o fată de aici, în localitate. Vă aduceți aminte de tradiții de altădată, obiceiurile de altădată legate de dragobete? Nu, când... nu, nu vă regau feciorii pe aici să vă pupe? Nu! Să... nu? Nu! Ce rușine din partea lor, nu? Aici nu se umblă cu așa ceva, cu religiile astea. Nu. Nu. Aici e vorba de dragoste, la asta se referea domnul Cărea. De dragoste. Da, dragobetele la care... Nu dragoste acum, nu mai e... Da, da, a fost în tinerețe atunci când... Că parcă ieri a fost. Parcă ieri a fost. A trecut timpul. Prea repede. Repede. Vedeți, dacă tot a... zilele noastre. Tot aveți cuie, dragoste, ar trebui bătută în cuie, să nu fugă, să nu scape. Da. A, bate-le și le bată de cuie, că uite... Măi, vecine, bate cuiu. Bună ziua, bună ziua. Ce faceți? Ați ieșit la soare? Cum fie? Ați ieșit la soare? Da. La soare. Dragobete, de dragobete, ați auzit? E pe aici, până la dumneavoastră, până în localitate? Dragobetele care pupă fetele. Nu mai e pe aici, nu? Nu mai. Îl căutați și acum, îl mai căutați? S-a scuturat. Ia să vedem, poate vecina dumneavoastră sau prietena dumneavoastră. Bună ziua! Cu dragobetele v-ați întâlnit în tinerețe, acum mai vine pe la dumneavoastră? Dar știți ceva de dragobete? Nu, știu. Cu zburătorul, când fetele erau legate de flăcăi primăvara, cu dezlegatul limbii la păsări, vine primăvara, cap de primăvara. O vede? Da. Să vină și la dumneavoastră și să rămâneți așa într-o primăvară frumoasă. Să rămână. Pe jos așa în fiecare zi? Sau la câte zile? La 3-4 zile. La 3-4 zile. Și la ce veniți aici în localitate? Aici. Și veniți să luați pâine de la magazin? Da. Da? Și cât mergeți pe jos până Mosoroasa? Nici o luăm acum, da. Da. Câți kilometri? Câți kilometri mergeți pe jos? Nu, 2 kilometri. 2 dus, 2 întors? Da. Da. Și nu vă e frică prin pădure, pe aici nu mai sunt? Da, frică. Am trecut și noaptea, am trecut în ziua. Da? De pază. Câți ani aveți?
Cam cât îndai? Păi, eu zic că aveți vreo 70 spre 80, așa, 78, 80. 85. 85, arătați bine, arătați bine, sănătate. Este, da. Este, nu? Da, vezi, mulțumesc. Da, aici foarte multă, foarte mulți oameni trecuți de 80 de ani. E aerul bun, apa bună, pământul bun? Da. Da? Toate sunt bune. Sunt, dar nu sunt pe de rând. Nu sunt pe de rând, nu. Păsul ăsta nu mai e lume. Ce-a fost? Nu mai e, nu. S-a și dărâmat. Case goale, nu mai oameni. Dar dragoste mai e, dragoste. Deltul nu vale. Dragoste mai e, dragoste mai e. Cine? Dragoste, dragoste. Ce dragoste? Iubire, iubire, așa mai e, nu. Nu se mai găsește. Copii, da. A, copii, dacă la magazin puțin, nu luăm, puțin, nu luăm. Puțin. Da. Bine, sănătate multă. Să trăiți. Numai bine. Thank you.